Locuitorii unei case din kilometrul 5 au fost cât pe ce să ajungă la spital, intoxicați cu fum după ce un incendiu de proporții le-a cuprins locuința. Oamenii au sunat imediat la pompieri, iar în scurt timp, două echipaje al Inspectoratului pentru Situații de Urgență au ajuns la fața locului. Au dat foc și s-ar părea că s-a înfundat coșul. Așa au constatat pompierii. Lupta cu flăcările a durat mai bine de o oră, însă pompierii au reușit să lichideze incendiul și să minimalizeze pagubele materiale. Din fericire, locatarii au fost evacuați la timp, înainte ca aceștia să fie expuși la fumul gros degajat în urma incendiului, care, potrivit militarilor, s-a întâmplat din pricina unei defecțiuni la centrala de încălzire.